Salutare, prieten, bine ați venit la o nouă lecție din verbul zilei, zenden, care înseamnă a trimite, și felicitări pentru că după lecția de astăzi veți fi învățat 35 de verbe noi din limba germană. Să începem. Îl conjugăm la prezent. Eu trimit. Ich zende. Tu trimiți. Du zendest. El ea trimite. Er sie es zendet. noi trumite wir gesendet voi trumitec ihr sendet Je jele trimit zi senden së so vedem na trecut eu jo am trimis ich habe gesendet to ai trimis du hast gesendet jel ja a trimis er sie es hat gesendet noi am trimis wir haben gesendet Voi ați trimis, ihr habt gesendet, și ei ele au trimis, sie haben gesendet. Atenție, acest verb senden, la trecut, se poate spune și gesendet, ich habe gesendet sau ich habe gesandt. Du hast gesandt, er, sie hat gesandt și așa mai departe. Ambele forme sunt acceptate și corecte. Deci e gesendet și gesandt. Și acum să facem niște exemple. Wir senden dir ein Buch. Wir senden dir ein Buch. Noi îți trimitem o carte. Ich sende dir ein Buch aus Deutschland. Ich sende dir ein Buch aus Deutschland. Îți trimit o carte din Germania. Hast du die Briefe gesendet? hast du die Briefe gesendet? Ai trimis scrisorile? Senden mai înseamnă a emite sau a transmite. Este deseori folosit pentru a, fol pentru a spune că transmitem la radio sau la televizor și așa mai departe. De exemplu, Eurosport hat das Spiel live gesendet. Eurosport hat das Spiel live gesendet. Eurosport hat transmis live Major. Last time refer so, Die Piloten haben einen Notruf gesendet. Die Piloten haben einen Notruf gesendet. au transmis un appell de Haben gesendet, Au transmis. So, au emis. Das Radio Sender hat ein Reportage gesendet. Das Radio Sender hat ein Reportage gesendet. Postul de radio a difuzat un reportaj. Deci e a emite, a transmite și, după cum observăm, și a difuzat. Cam atât a fost pentru astăzi. Felicitări încă o dată că ați învățat 35 de verbe noi din limba germană. Până data viitoare, spor la treabă. Vă salut pe toți. Cios!